Viața cu trei copii chiar mi se pare alt univers. Am... Avem două uragane, Luke și Alex, sunt doi băieți energici, nu pot să stea locului, și avem o oază de liniște. În foarte multe familii în care diferența de vârstă dintre frații este mică, de un an, doi, trei, apar aceste momente de regresie ale fraților mai mari sau este posibil să apară aceste momente de regresie. Unul dintre băieți s-a confruntat cu așa ceva sau ambii? Ambii. De fiecare dată. Regresiile sunt firești, sunt normale, trebuie să le acceptăm și trebuie să le dăm timp. Cum descrie tu în acest moment relația dintre cei trei frați? Nu pot să-ți explic câtă iubire este acolo între ei trei. Între ceilalți doi, să zicem, între Luc și Alex. Acum lucrurile sunt mult mai bine, a fost rivalitatea mai mare când erau mai mici ei. Ce m-a ajutat a fost să mă concentrez pe primul copil. Fratele cel mare este cheia. Ce mesaj ai avea tu pentru mame atunci când simt că le este foarte greu și nu mai poți? Un plâns bun ajută. Pe mine asta mă ajută. Plâng. Plâng un pic 5 minute și după aia sunt ca nouă. O îmbrățișare de la copilul meu și aduc aminte de bucurile de dinainte de copil. Ce iubește sau ce iubesc ele să facă. Pentru că de aici ne mai putem încărca. Bună tuturor și bine v-am regăsit la un nou interviu din secțiunea Creștem Mici Supereroi, interviuri cu superpărinți, bineînțeles pe demămici.ro. Și am venit astăzi în Brașov de dragul invitatei mele speciale. Este jurnalist, blogger, fondatoarea Povești din Bebelonia și o super mămică de trei, are doi băieți și o fetiță și cred că v-ați dat deja seama despre cine este vorba, Alexandra Lopotaru. Mulțumesc foarte mult pentru invitație și apreciez foarte mult efortul tău de a veni până aici, pentru că mie chiar mi-e foarte greu să mă deplasez cu ei și mai ales fără ei. Te cred, știu cum este. Am vrut foarte mult ca cei de acasă să simtă din căldura și din sinceritatea ta și nimic nu se compară cu o discuție față în față, pentru că online-ul, brând nevrând, pune așa un paravan între noi. Așa este. Te urmăresc de foarte mulți ani pe Mulțumesc. Povești din Bebelonia. Apreciez că ești reală, ești sinceră, ești asumată. Apreciez foarte mult că în conținutul de pe blog nu expui doar părțile frumoase, pozitive, doar părțile roz din maternitate și din creșterea copiilor, ci vorbești și despre momentele de dificultate, de vulnerabilitate și ai reușit să creezi pe blog, ceea ce mi se pare fenomenal, un spațiu în care mamele pot să spună că le este greu și nu se simt judecate pentru lucrul acesta. Sincer, apreciez tot ce îmi spui, te-am auzit, am înțeles, am internalizat, dar ce vreau să spun e că nu-mi propun să fac asta. Nu-mi propun să scriu despre o parte a maternității frumoase, o parte a maternității mai puțin frumoase, pur și simplu vreau să o normalizez. Eu scriu și descriu, cred că ce simte cam orice mamă în anumite momente din viața ei. Ai făcut o postare pe blogul tău, pentru că te urmăresc și ți-am spus asta și vreau să te citez chiar acum. Ai scris așa: mi se pare că mă duc în alt univers. În moment, ai scris postarea în momentul în care erai însărcinată da. Cu Leia, da, da? Și acestea sunt cuvintele tale. Mi se pare că mă duc în alt univers, misterios și firav în același timp. Sincer vă spun, nu știu să fiu mamă de fată, cum nu am știut să fiu nici mamă de băieți, dar vom învăța împreună, mă va învăța ea. Tot ce sper e să nu o dau în bară și să-i fiu acum și mereu mama de care are ea nevoie. Alexandra, cum este să fii acum mamă de fată, iată, la aproape un an după ce ai așternut aceste cuvinte atât de frumos pe blog? Este mai frumos decât îmi imaginam, mai greu decât mă așteptam și nu neapărat pentru că este ea fată, ci pentru că este al treilea copil. Ai spune că da, ai experiență, dar viața cu trei copii chiar mi se pare alt univers, apropo de alt univers, cu mult mai multe provocări decât mă așteptam, cu mult mai puțină răbdare decât speram să am. În ceea ce privește răbdarea și atenția și împărțitul acesta, efectiv, sunt epuizată psihic că nu mă pot împărți cum trebuie între fiecare. Pe mine asta mă consumă fizic și psihic și aici nu pot să nu mă învinovățesc, că nu găsesc echilibru.
Și de fapt eu știu că nu există și că nu este neapărat vina mea sau nu că există vreo vină în general. Asta este situația, firar să fie, asta e situația mamei de mai mulți copii, că nu se poate împărți așa cum trebuie. Exact. Nu se poate dubla, nu se poate tripla, o mamă rămâne o mamă și o mamă, părerea mea este că e diferită pentru fiecare copil în parte, pentru că fiecare copil e diferit și atunci nevoile fiecărui copil sunt diferite și automat mama se adaptează. Cum au reacționat Alex și Luke în momentul în care le-ai spus că ești însărcinată și că vor avea un frățior sau o surioară? Cred că s-au bucurat, dar cred că acest lucru contează mai puțin cât contează cum se bucură acum. Țin minte momentul în care le-am spus, abia după ce am internalizat eu, după ce am acceptat eu, pentru că a fost un șoc pentru amândoi, nu ne așteptam. Și cel mare chiar a fost, super mami, încă un bebeluș în casă. Eu nu știam ce va fi, dar mă uit acum la ei și, Doamne, este cel mai frumos lucru pe care l-am putut primi în viața noastră, pentru că ne unește, Lea ne unește pe toți. Avem două uragane, Luke și Alex, sunt doi băieți energici, nu pot să stea locului, și avem o oază de liniște. Asta spun mereu, efectiv, Lea este oaza noastră de liniște pentru fiecare. Deci eu nu am mai văzut copil atât de cuminte și minunat. A venit să mă învețe și pe mine că n-am făcut eu nimic greșit cu Luke sau nimic greșit cu Alec, pur și simplu astea sunt temperamentele lor energice. Ea însă, dacă ar fi să mă uit după clasificarea temperamentelor, nu, este fix temperamentul acela angelic, unde o pui acolo stă, pur și simplu zâmbește toată ziua și cred că de acolo ne luăm fiecare bucuria și energia să... Ok, ne-am certat, mai țipă unul, hai la Lea să ne mai jucăm un pic și ne-a trecut. E fix așa. Este practic echilibrul vostru. Fix așa. Și liantul dintre voi. Și nici n-am știut că ne lipsește. Asta e paradoxul, n-am știut că ne lipsește. Cum au reacționat băieții în momentul în care ai venit cu Lea acasă de la maternitate? Știu că în foarte multe cărți există această recomandare pentru mame sau pentru părinți să aducă acasă copiilor mai mari un cadou din partea bebelușului. Voi ați încercat asta sau ați pus în aplicare alte strategii pentru a evita o posibilă gelozie a fraților mai mari către cea mică? Da, exact asta am făcut. La Lea am fost mai pregătită decât am fost la Luke. La Lea chiar am venit cu cadouri pentru fiecare. Și pe ei doi îi pregătisem, pentru că eu nu știu dacă știi, dar am scris și o cărticică pe tema asta, Pandahats are o surioară. Ei, și după ce am aflat că sunt însărcinată, dai seama că le-am citit cartea, povestea, mă rog, le-o citeam și le-o povesteam și am pregătit de la bun început să știe că bebelușul nu vine din prima să dea șuturi în minge, că nu vine să se joace cu ei non-stop, ci pur și simplu are nevoie de odihnă, de somn și că ușor, ușor o să crească. Cred că pe lângă asta a ajutat foarte mult și faptul că am petrecut timp cu ei, adică teoria, știți cum e. Ok, vine bebelușul acasă, dar nu uiți și de cei mari. Trebuie un pic de organizare ca să le arăți că dragostea ta încă este acolo și pentru ei. Și apropo de această readaptare, pentru că este vorba de o readaptare și o reorganizare a familiei atunci când apare un nou membru, în foarte multe familii în care diferența de vârstă dintre frații este mică, de un an, doi, trei, apar aceste momente de regresie ale fraților mai mari sau este posibil să apară aceste momente de regresie și ele se manifestă, spre exemplu, prin faptul că se întorc la scutec, deși renunțaseră la el, prin faptul că vor din nou lapte cu biberonul, prin faptul că fac anumite boacăne prostioare doar să atragă atenția unuia dintre părinți, pentru că vor să atragă atenția cu orice preț, chiar dacă acea atenție este una negativă, da? Doar să semnaleze, sunt și eu aici, uitați-vă și la mine. Ați avut această perioadă de regresie? Au avut, nu știu, unul dintre băieți s-a confruntat cu așa ceva? Sau ambii? Ambii. De fiecare dată.
Partea bună a vremurilor în care trăim e că ne putem documenta. Și faptul că suntem informați ne ajută să nu luăm razna sau să ne întrebăm ce are copilul, știi? Luca a vrut să sugă. Când a venit Alec, a vrut să fie și el alăptat. Slavă Domnului că n-am mai ținut minte cum. L-am lăsat să încerce. Era încercat. Era încercat. Cam de câte vreme? Un an. Era încercat de un an. Era bine încercat. Era bine încercat. Da. L-am lăsat să încerce. A văzut că nu mai știe, nu îi place. Nu a mai insistat. Alec, în schimb, a vrut același lucru. Încercat de un an. Dar Alec n-a uitat. Când am văzut că n-a uitat. Alec nu a uitat să stea la sân. Am zis, Doamne ferește, stai așa, ce fac acum? Că, ok, e normal, înțeleg, vreau să fiu acolo prezentă și pentru el. Dar nu aș vrea să mai trec printr-o încercare cu Alec. Totuși era de un an de zile și la Alec atunci era problema cu intoleranța la lactoză, eu țineam dietă și am oferit o alternativă. I-am dat un biberon cu lapte, cu orez, lapte de orez. A fost super fericit, n-am mai insistat. Deja am avut o super inspirație. Și da, regresiile sunt firești, sunt normale, trebuie să le acceptăm și trebuie să le dăm timp. Cum ai descrie tu în acest moment relația dintre cei trei frați? Ce ți se pare cel mai frumos, dar și cel mai dificil? Pentru că există de ambele. Relația dintre cei trei este, sincer, la modul general, când sunt ei trei, este minunat. Sigur că se mai ceartă care se ocupe pe Lea mai mult. Dar Lea chiar îi unește pe amândoi. Nu pot să-ți explic câtă iubire este acolo între ei trei. Între ceilalți doi, să zicem, între Luc și Alec. Acum lucrurile sunt mult mai bine. A fost rivalitatea mai mare când erau mai mititei. Ce m-a ajutat a fost să mă concentrez pe primul copil. Asta spun mereu. Mie, personal, mi se pare că fratele cel mare este cheia. Pe el trebuie să te concentrezi. Lui trebuie să-i faci lugu-lugu-lugu, că ești un frate minunat. Zilnic. Da, mami, ești minunat. Mai zilnic spune, puiule, te rog frumos, adu-mi și mie, uite, un scutecel, că tu poți. El nu poate. El e bebeluș. Nu se poate mișca. El n-a învățat ca tine. El nu știe să vorbească, nu știe să mănânce ca tine. De la tine o să învețe. Dar lui îi dăm sentimentul că este acolo în ajutorul nostru, în sprijinul nostru, se aliază cu noi și nu mai este împotriva, nu se mai răzvrătește atât de mult. Pe lângă asta cu încurajarea fratelui mare, da, să-i spui cât de minunat e, să-i spui cât de multe poate să învețe cel mic de la el, să nu-l cerți atunci când face boacăne prea mult, știi? Pentru că, uite, țin minte când simțeam nevoia să spun asta, pentru că poate și pentru că mă simțeam vinovată, și poate sunt și alte mame care au făcut ca mine. Atunci când Alec plângea din prima, știam că Luc poate l-a caftit. Veneam și ce i-ai făcut? Asta era prima întrebare pe care o puneam. Era direct către cel mare, pentru că și cel mare probabil verbaliza mai bine, știa să explice mai bine și oricum ai tendința de a merge către cel care... Mic era mic, exact. Sprijit și plângea. Și ai tendința să-l aperi pe cel mic și să arunci vina către cel mare. Direct. Și atunci aflam că mami uite, l-am lovit pentru că m-a lovit sau l-am lovit pentru că mi-a dărâmat castelul. Că ușor, ușor m-am educat și ori de câte ori cel mic plânge, știu că e un conflict, întreb ce s-a întâmplat. Care crezi tu, având această experiență vastă deja, că ar fi diferența de vârstă ideală între frați, astfel încât ei să se înțeleagă, știu că este vorba și despre temperamentul fiecăruia, dar așa, o diferență ideală, astfel încât ei să se înțeleagă și noi ca părinți totuși să putem gestiona mai ușor situația cu ei, să ne fie cât de cât mai bine. Diferența de vârstă ideală. Nu cred că există o diferență de vârstă ideală, cred că depinde foarte mult de fiecare familie în parte, de cât de mult te țin nervii, de cât de mult îți dorești, mai mulți copii, de cât de ești tu de pregătit, dar și de temperamentul copiilor. După cum spuneam, teoria ne învață că rivalitatea scade cu cât este diferența de vârstă mai mare și sunt sexe diferite. Ce pot să spun în cazul meu e că diferența de... sunt 3 ani diferență între fiecare. 3 ani,
jumate, să zic. Între Alec și Luke a fost destul de provocator. Între Luke și Leia este absolut fabulos. Atât de ușor. Mie mi se pare, în cazul meu, cu cât diferența asta a fost între Luke și Leia mare, a fost mai ușor pentru mine ca părinți. Pentru noi ca părinți. Exact. Știi? Da. Poate cu cât diferența este mai mică, e mai greu pentru noi ca părinți, dar mai frumos pentru ei că se pot lega mai bine, au mai multe interese comune. Exact. Se joacă mai mult împreună. Pe de altă parte, când e o diferență mare între frați, fratele cel mare și acum rolul de protector vine în sprijinul părinților, adică se simte ca un ajutor pentru părinți, nu pentru că părintele exact. Cere asta, ci pentru că aplicăm una dintre strategii exact. Și îl facem exact. Să se simtă și bine și îl validăm. Exact. Și el îmi spune singur: mami, acum vreau să mă duc să mă joc. Gata, m-am jucat cu Leia destul, dar pe cuvânt că vine singur, se joacă cu ea, vrea să o schimbe, vrea să o hrănească, mi se pare incredibil. Și evident că Alec, mijlociul, îl copiază și vrea să facă și el. Cum ai reușit să găsiți timp și pentru voi, individual, în toată această rutină? Sau întrebarea corectă ar fi: mai reușiți să găsiți timp? Eu reușesc, asta spuneam, că pe lucru îl lăsăm la puzzle. Pe la ora 8-8 jumătate deja suntem în pat. Deci eu mă ocul pe Leia, Andrei îl culcă pe Alec, Luke stă singur și face puzzle sau șah. Și după ce adorme Leia, eu mă ocup de blog și de Facebook și de Instagram. Iar noi doi, eu cu soțul meu, nu avem timp decât atunci când vin bunici. Atât. Atunci aveți mica voastră escapadă. Da. Timpul pentru voi. Nici măcar, pentru că ei stau cu băieții și noi cu Leia. Deci nici măcar. Viața cu trei copii chiar este mult mai provocatoare, îți ocupă timpul. Cum era expresia că crești în România și îți ocupă tot timpul? Ai trei copii și îți ocupă tot timpul. Cum faci să le susții dezvoltarea corespunzătoare, sănătoasă? Și la ce mă refer aici? În primele 12 luni de viață ale copilului, copilul cunoaște o dezvoltare fizică foarte accelerată, el își triplează greutatea de la naștere, ajunge să măsoare cu 50% mai mult în înălțime, are o dezvoltare cerebrală foarte accelerată, toate acele achiziții pe care le dobândește într-un timp foarte scurt, da? Și Leia se află în această etapă. Apoi dezvoltarea continuă și în etapa preșcolară și în etapa școlară, da, în care se află Luke și Alec. Și în această etapă dezvoltarea cognitivă este deja altfel. Vorbim despre dobândirea unor abilități cognitive mai avansate, vorbim despre dobândirea abilităților sociale, emoționale. Este o dezvoltare generală care se petrece într-un ritm foarte alert. Cum faceți voi ca să susțineți această dezvoltare armonioasă a copiilor voștri, să fiți siguri că bifează toate acele checkpoint-uri, să spunem așa, și că se dezvoltă corespunzător? În primul rând, avem grijă la alimentație. Consumăm puțin sau spre deloc zahăr, cât mai multe fructe, cât mai multe legume, cât mai mult mâncat în casă, foarte puține lucruri ambalate, din nou, puțin spre deloc. Deci dieta, după cum o spuneam, joaca cu noi, mie mi se pare că copiii se dezvoltă foarte bine jucându-se cu cei dragi, cei mai dragi cu noi și ei între ei, sigur. Iar acolo unde nu se poate, mai venim într-adevăr și cu suplimente, dar foarte rar, nu facem excese de suplimente alimentare. Și noi facem același lucru în cazul fetelor. Pe lângă petrecut timp cât mai mult în aer liber, pe lângă grijă la alimentație, joc, joacă, cărțile pe care le citim, poveștile pe care le citim lor în fiecare seară, le mai oferim și aceste suplimente alimentare care aduc un aport de minerale și de vitamine și am găsit o modalitate ușoară de a le administra prin intermediul unor jeleuri. Ce copil nu iubește jeleurile? Iar aceste jeleuri conțin foarte mulți nutrienți esențiali, 10 chiar la număr, printre care și vitamina A, vitamina C, vitamina B6, vitamina B12, zinc, iod,
Da, toate pentru a susține dezvoltarea și creșterea copiilor. Vorbim aici și despre dezvoltarea cognitivă, susțin și dezvoltarea osoasă, pentru că și ea este foarte importantă, iar vitamina D3 chiar contribuie foarte mult la asigurarea unei dezvoltări osoase corespunzătoare, le asigură și acea nevoie zilnică de energie. În plus, sprijină și sistemul imunitar, pentru că iată a început anul școlar și avem amândouă copilași și la grădiniță și la școală. Cum a fost adaptarea lui Alex și a lui Luke la școală și la grădiniță aici? Pentru cei dintre voi care nu știți, Alexandra și familia ei s-au mutat din Spania în Brașov. Bine, și voi treceți printr-un întreg proces de adaptare. Cum merg lucrurile? Am dat căldura pe frig. Glumesc. Și oceanul pe munți. Și școala. Este o școală, cel puțin mie, place momentan foarte mult. Profesorii îmi plac foarte mult. Abordarea lor este foarte blândă și profesionistă, dacă pot să spun așa. Și cu unul și cu altul. Bine, odată și cu începerea anului școlar, începe și sezonul virozelor. Pentru mine, când începe acest sezon al lunilor care au R în denumire, da, începând cu septembrie și terminând cu aprilie, mă ia așa, cu panică, pentru că știu că urmează muci, urmează tuse, urmează perioada în care copilul trebuie să stea acasă, să se refacă, iar acești crocobauri de la grădiniță nu fac absolut niciun fel de diferență între copil și adult. De fiecare dată când vin fetele bolnave acasă, ne transmit și nouă. Deci nu știu ce imunitate avem și noi, ne-ar trebui și nouă niște suplimente alimentare, cred. Cum vă descurcați voi cu virozele? Cum faceți față? Mai ales că aveți în casă și un bebeluș. Am încercat să o ținem cât se poate, am încercat să o protejăm cât se poate de mult, dar nu poți să ții copiii la distanță mereu, non-stop. Sigur că am avut și câteva măsuri de precauție. Eu nu știu cum este toată lumea și poate știu că sunt mulți care mă judecă pentru că mai primesc mesaje. Eu port și mască atunci când Alec sau Luc vin cu viroze de la școală. Eu port mască atunci când mă văd cu ei sau și o schimb și pun altă mască cu Lea. Și 7 luni de zile n-a avut nimic copilul până am venit în România și am botezat-o și a luat 2 virus și 2 bacterii. Dar nu mai contează. Dar ideea e că mi se pare că a ajutat foarte mult această măsură de siguranță. Ne-am spălat des pe mâini, ne-am schimbat de hainele de școală sau, spre exemplu, și eu de hainele dacă Alec tușa, strănuta, mă umplea pe mine de secrețiile lui nazale. Mă schimbam de haine când mă duceam la Lea să o alăptez. Aici e un pic mai complicat pentru că este un apartament mai mic și într-adevăr suntem mai, nu mai am același spațiu de siguranță, dar a mai crescut și ea și atunci m-am mai relaxat și eu și până la urmă așa se imunizează copiii, nu mai sunt. Primele 3-4 luni am fost așa protectoare cu Lea, știi? Acum ne-am mai relaxat și cred că și Spania ne-a mai relaxat, pentru că ei acolo, nu știu, tușește cineva aici, în România, fugeam mâncând pământul. În Spania, nu, lumea vine cu nasul plin la școală, n-are nimeni nicio treabă. Deci altfel sistemul. Da, nu sunt așa de și panicoși ca noi. Și dorește această imunizare colectivă? Da. Adică din moment ce copilul are mucișori, nu îl ține? Nu, doar dacă avea febră. Doar dacă avea febră, trebuia ținut acasă o zi. În rest, mergeai la școală. Alexandra, ce mesaj ai avea tu pentru mame atunci când simt că le este foarte greu și nu mai pot și simt că și-au golit așa tot toată cana de răbdare? De unde să-și ia energia? Cum să facă să se încarce ca să fie din nou bine? Încerc să mă gândesc ce mi-aș spune mie, pentru că de multe ori acolo simt că sunt. Și nu aș vrea să le spun luați-vă ajutor sau cereți ajutor. Pe mine uneori mă scoate din sărite acest ia-ți ajutor sau cere ajutor, pentru că aș cere și eu dacă aș putea. Mi-aș lua și eu ajutor dacă aș putea.
Dar uneori, uneori un plâns bun ajută. Pe mine asta mă ajută. Plâng, plâng un pic 5 minute și după aceea sunt ca nouă și prind putere iară. O îmbrățișare de la copilul meu, tot ei îmi dau, tot ei îmi iau toată puterea, dar tot ei mi-o dau la loc. Și cred că singurul sfat cu adevărat valoros pe care aș putea să-l dau unei mame ar fi să-și găsească o pasiune, să se gândească un pic sau să-și aducă aminte de bucurile de dinainte de copii, ce iubește sau ce iubesc ele să facă, pentru că de aici ne mai putem încărca. Deci soluția este tot în noi. Tot în noi. Soluția este tot și în noi. Și foarte frumos spus și te-aș asculta ore în șir. Îți mulțumesc foarte mult pentru această discuție atât de caldă și de sinceră. Vă mulțumesc și vouă că ați rămas alături de noi până la finalul acestui interviu și vreau să închei cu niște cuvinte pe care Alexandra le-a scris pe blog și care mie mi-au mers la suflet și vreau neapărat să le împărtășesc cu voi. Și Alexandra spune așa despre viața cu trei copii. Viața cu trei copii înseamnă gălăgie, patul mai mic, nopțile mai lungi, zilele mai pline, mâinile și mai pline, dar la fel și inima. Iar atunci când pun capul pe pernă, în timp ce le ascult respirația și le privesc chipurile cerești, realizez ceva. Ei trei sunt urmele mele pe acest pământ, urme care nu știu încotro vor merge, încotro vor umbla, dar sper ca, indiferent pe unde îi va purta viața asta, să nu uite că ei... Stai, m-am emoționat și eu. Să nu uite că ei, toți trei, au auzit și au plecat în lume de lângă aceeași bătaie de inimă. A mea. Pe curând! Descoperă noile multivitamine Centrum Kids. Jeleuri cu 10 nutrienți esențiali pentru a susține creșterea sănătoasă, sistemul imunitar și dezvoltarea cognitivă. Centrum Kids. Super sănătate pentru micii super eroi.